Bună ziua, stimați ascultători și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim aici la Radio Vocea Evangheliei București, pe frecvența veștilor bune, aici unde încercăm în cadrul emisiunii noastre să aducem în prim plan subiecte din realitatea curentă, din societate și să le analizăm în lumina Scripturii. Astăzi ne vom îndrepta atenția spre o sărbătoare deosebită în lumea creștină și anume sărbătoarea Paștelui. Suntem în săptămâna mare numită și săptămâna patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, urmând a celebra învierea Domnului și Mântuitorului nostru, biruința Lui asupra morții și asupra păcatului. Și asta o facem an de an, am vrea, în cadrul ediției de astăzi, să discutăm despre pregătirile necesare pentru sărbătoarea Paștelui. Pentru dumneavoastră și pentru a discuta acest subiect, l-am invitat pe pastorul Ciprian Gheorghe Luca de la Centrul Creștin Emanuel din București, teolog, profesor, pastor și consilier creștin. Bun venit în emisiunea noastră! Bine, v-am găsit! Uh... Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi despre această foarte frumoasă și importantă temă a sărbătorii învierii Domnului nostru Isus Hristos. Într-adevăr, este o sărbătoare importantă și prima întrebare pe care aș vrea să vă o adresez este nu cumva. Intrăm an de an într-o rutină fără a ne mai atinge cumva această sărbătoare, și în fiecare an facem aceleași lucruri, ne pregătim într-un fel sau altul și poate pierdem din esență, din vedere, cu adevărat, importanța acestei sărbători. Nu există pericol acesta ca an de an să tot repetăm uh, aceleași ritualuri și e adevărat vom discuta și despre importanța sărbătorii, învierii. Pentru noi creștinii, duminică de duminică se celebrează învierea Mântuitorului Iisus Hristos, dar într-un mod mai special, o dată pe an, avem și această sărbătoare pascală. Întrebarea este, nu există Pericolul intrării într-o rutină? Bună întrebarea, și de actualitate pentru cei care doresc să fie, spunem noi, creștini practicanți, adică nu doar să accepte la nivelul intelectual sau cultural un anumit set de convingeri sau de perspective religioase, ci să trăiască, să întrupeze credința. În viața de zi cu zi. Aș începe prin a spune că rutina, în sensul în care dumneavoastră ați folosit cuvântul, se referă probabil la o decuplare a realității spirituale și, a spune, a formării de către realitatea spirituală de trăirea și înțelegerea inimii. Pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, de exemplu, Dumnezeu rânduia pentru poporul său sărbători care trebuiau prăznuite an de an. Nu numai atât, dar aceste sărbători veneau cu niște prescripții despre cum trebuiau prăznuite, ce trebuia făcut, în ce ordine trebuia respectată ordinea și așa mai departe. Ori toate lucrurile acestea ne arată că nu sărbătoarea sau nu repetarea ei sau repetabilitatea ei e problematică. Nu asta e rutina. Și repet, în sensul în care am simțit că asta folosiți cuvântul, da? Rutină, în sensul că faci din nou și din nou, în mod repetat, același lucru, sărbătorești evenimentul respectiv, o dată pe an sau de mai multe ori, în alte situații. Deci, nu, nu repetabilității și nu sărbătorii în sine îi se poate reproșa starea de rutină, ci, revin la ce spuneam, decuplării inimii de ceea ce se întâmplă. Și asupra acestui fapt, Dumnezeu atrage atenția prin profeți, spunând poporului său: Urăsc sărbătorile voastre! Sunt unii creștini din nefericire care înțeleg că Dumnezeu urăște sărbătoarea și de aceea noi ca și creștini n-ar trebui să ținem nici Crăciunul, nici Paștele, nici o sărbătoare, că astea să lumești și nu trebuie sărbătorite. Creștinii n-au treabă cu asta. Că uite, Domnul urăște sărbătoarea. Nu! Dătătorul sărbătorii nu urăște sărbătoarea în sine, că el a prescris-o, el a stabilit-o. Ci ceea ce Dumnezeu reclamă și sancționează, de fapt, în profeți, este acea decuplare a Inimii. Ei făceau sărbătoarea, dar fără a își implica, să spunem așa, voința, fără a înțelege rostul, fără a trăi adevărul spiritual, realitatea spirituală din spatele acelei sărbători, făceau deformă. E rutina în sensul formalismului e problematică. Și aș încheia prin a mai spune un lucru. Chiar dacă ritualul pare să ducă la un fel de rutină, părerea mea, și poate că pe unii va surprinde că un pastor penticostal spune asta, dar părerea mea este că ritualul nu este în sine rău. De ce? Pentru că în creștinism avem acte nu le-aș numi neapărat ritualuri, deși până la urmă ele pot fi concretizate sub forma unui ritual. Avem acte, precum masa Domnului sau cina Domnului, pe care le repetăm. Da? Unii le repetăm o dată pe lună, alții de două ori, alții în fiecare duminică, da? de patru, cinci ori pe lună. Dar ritualul sau actul acesta de închinare, actul acesta de cult pe care noi îl săvârșim, are un rol foarte important în formarea noastră spirituală ritualul sau rutina se întâmplă zilnic în viețile noastre. Ne trezim la o anumită oră, avem niște lucruri pe care le facem, nu ne facem toaleta, ne bem ceaiul sau cafeluța, ne îmbrăcăm, ne aranjăm, plecăm la servici, mergem. Nimeni nu spune da, dar rutina... Ok, poate să devină la un moment dat plictisitoare, dar toate lucrurile astea ne formează, ne șlefuiesc. Poate ne-am dat cel mai grozav exemplu. Haideți să vedem un ritual Ceea ce poate fi numit un ritual la nivelul relațiilor, nu? Le spunem celor dragi în fiecare zi că îi iubim, că îi prețuim, îi îmbrățișăm, ne sărutăm soția, ne sărutăm copiii. Avem lucruri pe care le repetăm și nimeni nu știu de ce să-i mai spun te iubesc soției mele în fiecare zi, că doar i-am spus când ne-am căsătorit și e valabil și după 20 de ani, că dacă nu intrăm în rutină și ne plictisim, nu vedeți? toate lucrurile astea pe care noi le săvârșim, repetativ, ele sunt formative sau formatoare. Și în credința creștină există lucruri care sau pe care le repetăm. Repetăm cuvântul lui Dumnezeu, îl predicăm constant, repetativ și de multe ori revenim asupra acelorași texte. Citim în mod repetativ salmii, proverbele și alte evangheliile, Sărbătorim repetativ cina Domnului, iată, Paștele, în fiecare an, și cum foarte frumos spuneați, în fiecare duminică, eu aș spune mai mult, trăim această realitate în fiecare zi. Hristos a înviat și asta este o realitate zilnică, clipă de clipă, în care noi trăim, da? Dar, repet, nu, nu repetativitatea este problema. Rutinarea în sensul plictisului sau lipsei de sensibilitate în a percepe semnificațiile și a le trăi, acolo este problema. Ați spus despre importanța formării noastre spirituale și în lumea creștină, postul Paștelui, practicat de bisericile tradiționale, Biserica Ortodoxă, Romano-Catolică are menirea de a pregăti cumva sufletul omului pentru celebrarea sărbătorii așa cum se cuvine. Creștini evanghelici, cum ar trebui să se pregătească, să-și antreneze sufletul, trupul în același timp, pentru a fi conectați cu sărbătoare, așa cum ați spus, Dumnezeu a urât ritualul acesta al poporului Israel, care nu era conectat cu acele sărbători, deși aveau niște reguli foarte stricte, clare, cum trebuiau să se pregătească înaintea sărbătorii, cum trebuia să se raporteze în timpul sărbătorii și după sărbătoare. Aș spune că ideea unei pregătiri premergătoare sărbători este biblică. Știu că sunt unii credincioși care ar trece peste asta și ar spune, domnule, contează. Important este că orice sărbătoare, ca orice zi, nu ce atâta pregătire. Sunt lucruri în viață deosebit de importante pentru care ne pregătim. Nimeni, cu toate mințile, aș zice, nu ar merge la un examen important în viață fără să se pregătească. Nimeni nu se duce nici măcar la un consult medical. <laughs> Fără să se pregătească, nu? Chiar zilele trecute vorbeam cu cineva și discutam, de ce nu gustă niște lucruri, acolo erau pe masă niște și îmi spunea, urmează să mă duc la un consul medical și vreau să fiu cât se poate de prudent cu ceea ce mănânc, că nu vreau să -mi iasă colesterolul, nu știu cum. Adică, până și chestiunea asta, da, ne-o pregătim. Nu mai spun când ne căsătorim sau când mergem la un interviu sau când. Adică sunt anumite momente în viață foarte importante, de cotitură, cu o încărcătură, cu o semnificație extraordinară, pe care nu le abordăm așa din mers, ca și cum uh, nu contează. Pregătirea denotă că pentru noi acel eveniment este important, are o miză foarte mare. Și în Scriptură, așa cum deja ați amintit și deja am vorbit, înainte de Momente de întâlnire cu el, Dumnezeu îi cere poporului să se pregătească. Nu doar cu ocazia unor sărbători. Da, acelea erau clar reglementate, ce trebuie făcut, cu câte zile înainte, ce trebuie, dar chiar și atunci când aveau întâlniri, mă gândesc că la întâlnirea dintre Dumnezeu și popor la Sinai, nu s-au putut apropia oricum de munte, de Dumnezeu, da? Poate că cineva spune, bun, dar asta e în Vechiul Testament. Hai să ne ducem în Noul Testament. Zice să ne apropiem, dar cu o inimă curată, spălată de Dumnezeu, nu? În evrei. Având, zice, și trupul spălat. <laughs> și unii nu citesc acolo. Spun, da, dar ce contează asta? Că nu suntem noi acum cu ritualuri, cu abluțiuni, cu purificări. Da, dar uite, acolo îți spune că atunci când te apropii de Dumnezeu, când te duci să te întâlnești cu poporul lui Dumnezeu, pentru că e un lucru important, pentru că este ceva deosebit, trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere. Bun, eu închei aici explicația asta cu pregătirea, dar aș vrea să se înțeleagă că a te pregăti pentru un anumit eveniment sau mai ales pentru o anumită întâlnire cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu nu este un lucru nebiblic. Da? Este un lucru biblic. Acum. Noi trăim într-o societate, și aici mă refer la cultura religioasă, în care, da, cei mai mulți compatrioți, așa înțeleg ei, să postească după normele lor sau după încredințarea lor de anumite lucruri, de dulce, de așa, ca să se pregătească pentru acest eveniment important. Postul în sine nu este rău, dar ne. Cuplare, iarăși revin la ce spuneam, da? Necuplarea realității spirituale de rutina, hai să o numim așa, pe care o practicăm, acolo poate fi problema. Eu aș zice că pentru toți creștinii, nu numai pentru creștinii evanghelici, sunt uh, cel puțin șapte lucruri pe care le putem face în a ne pregăti inima pentru pașii, doar le voi aminti, nu le voi comenta. În primul rând, să medităm, să reflectăm la jertfa Domnului Isus Hristos pentru noi. Hristos a murit, a fost necesară moartea lui pentru păcatele noastre, a fost răstignit din pricina fără de legilor noastre. Ce înseamnă asta? Apoi, în al doilea rând, să ne gândim la păcatele noastre, să identificăm păcatele noastre. În al treilea rând, să ne cerem iertare și să ne pocăim. E bine să ne pregătim pentru sărbătoarea în învierii Domnului, dar dacă în inima noastră zac niște lucruri păcătoase și nu am fost iertați și nu ne-am pocăit de ele, cum am putea noi să fim bucuroși și să sărbătorim într-un mod liber în vierea Domnului când în viața noastră domină păcatul? Nu? În al patrulea rând, să îi dăm mulțumire lui Dumnezeu cu toată inima noastră. În al cincelea rând, să petrecem timp citind Scriptura. Este un prilej extraordinar de a reciti Evangheliile, de a medita la lucrurile descrise în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața, la suferințele și la învierea Domnului Iisus Hristos. În al șaselea rând, să petrecem timp cu alții care îl urmează pe Hristos, să petrecem împreună cu alți ucenici, cu alți discipoli ai Domnului Isus Hristos. Lucrul ăsta e foarte important, pentru că, da, sărbătoarea, nu? mă gândesc că poate fi nu, ca și o aniversare, ca și o onomastică, anturajul, mediul contează foarte mult. Oamenii, pentru că există și un aspect comercial al sărbătorii, nu? și la Crăciun, și la Paști, oamenii se pot aduna motivați de chestii diferite. E foarte important să ne adunăm cu cei care cel puțin se străduiesc să înțeleagă adevăratul sens nu, al sărbătorii și să-l sărbătorească pe Domnul Isus Hristos. Și apoi, în al șaptelea rând, și aici ne conectăm cu ideea de post, este să trăim sau să practicăm mila, compasiunea. Pentru că postul este și despre asta, nu? să dezlegăm legăturile reutății, să arătăm milă celui nevoiaș, să, în limbajul nostru de toate zilele, am spune să facem fapte bune, adică să unim fapta noastră izvorită din compasiune, din milă față de aproapele nostru cu sărbătoarea. Excelent, vă mulțumim pentru aceste recomandări și cred că pentru ascultători vor fi de un real folos. Aș vrea să comentăm un verset din Scriptură. Apostolul Pavel în epistola către Corinteni, prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 8, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Am încheiat citatul. Așadar, știu că există un context acolo special, însă ce am putea învăța noi din această recomandare a Apostolului? Se leagă de ceea ce tocmai discutam, de faptul că apropierea de Dumnezeu, pregătirea pentru momentul sărbătorii al întâlnirii cu Dumnezeu și cu poporul său, presupune o curăție și o curățire, o purificare care nu ține doar de planul exterior. Acum, nici planul exterior nu e de ignorat. Pentru că sunt unii care cad în extrema asta. Nu contează exteriorul. Contează și exteriorul, dar lucrurile încep din lăuntru, din interior. Și observați cum apostolul aici în 1 Corinteni, capitolul 5, în versetul 8, pune accentul pe interior. Ce mâncăm? Da? Ce mâncăm de sărbătoare? Ce mâncăm la sărbătoare? O, oh, păi mâncăm azi, mâncăm, așa erau sărbătorite Paștele, nu? Peșa, în Israel. Și Domnul Isus Hristos, și aici e o discuție, acum am permis o paranteză, noi sărbătorim, de fapt, Paștele sau sărbătorim suferințele și învierea Domnului Isus Hristos? Pentru că e o discuție destul de amplă. Paștele iudaic e una, da? Peșa, trecerea, ieșirea. Că și evreii sărbătoresc Paștele, dar mă tem că nu, nu are aceeași semnificație pe care o are pentru noi. Noi de fapt îl sărbătorim pe mielul de Paște, mielul lui Dumnezeu care ne-a scos din robia lumii și ne-a strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Comemorăm suferințele lui și sărbătorim învierea lui. Și atunci nouă întrebare este ce mâncăm? Ce mâncăm de Paște? Păi de Paște, așa spune tradiția, trebuie să mâncăm azim și tradiția ne învață că trebuie să măturăm aluatul vechi și să facem o împrospătare, o purificare a gospodăriei, a trupului, a casei. Ok, ok, zice Pavel, foarte bine, dar atenție, aluatul vechi care ar trebui dat afară, măturat, nu se referă doar la furmiturile de pâine pe care le găsim prin casă și vin furnicile, atrag furnicile, nu? Se referă la răutatea și la viclenia care pot să dospească întreaga noastră ființă. Și de asta spuneam în profes Dumnezeu zice, ură sărbătorile voastre pentru că ați unit cu sărbătoarea ce? Nelegiuirea, răutatea, viclenia, perfidismul acesta care de multe ori este disimulat religios, nu? la nici măcar nu aș pune la lumina, în umbra unor pretenții sau a unor chestii cu pretenție religioasă, ne permitem să fim vicleni, să ne urmărim propriile scopuri manipulând, nu? că asta înseamnă viclenie, să fim răi sau răutăcioși. Mă gândesc și, încă o dată, îmi pare rău să o spun, dar mă gândesc la felul în care au înțeles unii să instrumenteze religios până și războiul. Nu? Vedem ce se întâmplă la nordul României și cum, din nefericire, s-a încercat o explicație sau o, o argumentare religioasă. Cum să justifici în numele credinței în Dumnezeu și în numele dragostei creștine faptul că tu te duci și îl agresezi pe celălalt și îl omori pe celălalt? Așa ceva este o nebunie. E, cam la fel de nebunie, aș întrejni să spun, este să vrei să sărbătorești, să ai pretenția că tu îl sărbătorești pe Hristos cel înviat, că tu ai făcut curat în gospodăria ta, în viața ta, dar în umbra acestor pretenții da, să existe de fapt în tine răutate, viclenie. Și Pavel zice, ăsta e aluatul vechi de care trebuie să scăpăm. Sunt lucruri de care trebuie să scăpăm, dar atenție, nu este suficient să scăpăm de niște lucruri. Aici, mulți dintre noi cădem în capcană. Domnule, nu fac răul, dar nu fac nici binele. Și asta e problematic. Urăsc răul, o oh, da, dar nu iubesc binele. <laughs> Și Scriptura ne cheamă nu doar să eliminăm ceva din rețetă, ci să punem altceva în loc. Și acest pas este foarte important. Și de asta, Pavel zice eliminați aluatul cel vechi, de asta trebuie să scăpați și nu e vorba de, repet, de ci de răutate, de viclenie, dar nu e suficient să scap de răutate și de viclenie, trebuie să și mănânci ceva, să pui ceva în loc. Că nu te poți hrăni cu nimic. Scap de aluatul cel vechi, ok, nu mănânci fărâmiturile, nu mănânci aluatul cel vechi, nu-l mănânci, e toxic. Dar nu te poți hrăni cu aia, adică trebuie să mănânci ceva. Ce mănânci? azimile curăției și adevărului. Adică în loc de răutate punem curăție, curăție de suflet, curăția aceea a apropierii de Dumnezeu și în loc de viclenie punem adevărul și ne hrănim cu asta. Ele devin, când te hrănești cu ceva, alimentul respectiv devine parte din tine, din sistemul tău. Este, intră în corpul tău și schimbă niște lucruri acolo. Te transformă. Corpul prelucrează, nu? Organismul prelucrează acele lucruri. E, asta ar trebui să se întâmple și în felul acesta ar trebui să aplicăm acest verset. Da, Dumnezeu să ne ajute într-adevăr să ne cercetăm în lumina cuvântului Său și să ne cerem iertare, să ne pocăim de ceea ce este rău și așa cum ați spus să punem în loc acele virtuți creștine pe care El ni le cere și ne le recomandă în cuvântul său. Suntem la finalul emisiunii și știu că a trecut timpul foarte repede. Aș mai fi vrut să abordăm câteva puncte, însă fiind așa constrânși de timp, aș vrea să vă rog să adresați așa un mesaj de final pentru ascultători credincioși care în perioada aceasta vor intra în sărbătoarea aceasta deosebită pentru creștini, Așa cum ați spus, noi îl sărbătorim pe mielul Hristos care a biruit moartea, păcatul, a înviat, triumfător și astăzi este mijlocitor, stă la dreapta lui Dumnezeu. Le doresc tuturor credincioșilor sărbători binecuvântate, marcate de prezența celui înviat și îmi doresc ca și anul acesta prezența celui înviat în viața noastră, să genereze iubire față de semenii noștri, să genereze o stare de închinare, de adorare la adresa lui Dumnezeu și mai mult să nu uităm niciodată cât de scumpă este mântuirea sufletelor noastre. A fost nevoie de Fiul lui Dumnezeu să fie jertfit ca el, ca noi să putem să avem împăcare cu Dumnezeu să avem iertare de păcat și de aceea păcatul este cumplit, păcatul este exagerat de scump da? și în același timp mântuirea pentru noi a fost extraordinar de scumpă și a fost atât de scumpă încât numai Fiul lui Dumnezeu a putut să plătească prețul dacă înțelegem lucrurile astea, dacă trăim lucrurile astea avem, cred, șanse mari să ne bucurăm de sărbătoarea care ne stă înainte. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. L-am avut împreună cu noi pe domnul pastor Ciprian Gheorghe Luca de la Centrul Creștin Emanuel din București. Îi mulțumim pentru prezența în emisiune și îi dorim multă binecuvântare, har și sănătate în slujire. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit. Vă dorim o sărbătoare binecuvântată. Bucurați-vă de biruința celui preanalt, a Mântuitorului Iisus Hristos, Domnul nostru, cel care a biruit pentru totdeauna moartea și este viu în vecii vecilor. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau o întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!